Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conversație cu viața. Viața am putea o defini ca fiind o suită de întâmplări, acțiuni, alegeri conștiente sau inconștiente, dar și de întrebări precum de ce, de ce eu, de ce mie, cine sunt eu și încotro cu viața mea. Atunci când începem să căutăm răspunsuri pentru aceste întrebări, se cheamă că pornim pe calea dezvoltării personale. Doar că această cale nu este foarte ușoară și chiar dacă acum avem foarte multe informații, foarte multe cărți, cursuri, vine un moment în care simțim nevoia să apelăm la un specialist. Din acest motiv am invitat alături de noi astăzi, nu un specialist, ci un maestru în arta psihologiei, parapsihologiei și a numerologiei și este vorba despre Anatol Basarab. Bun venit, Anatol, în emisiunea noastră! Bine te-am găsit! Pe tine și pe telespectatorii tăi. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru faptul că ai făcut să se întâmple acest eveniment în Craiova. După câte știm, noi avem, tu susții un curs în Craiova pentru o săptămână. Da. Am început de luni și o să terminăm cursul vineri. Între ora 18 și ora 22 suntem cu tine în curs, dar așa fie vorba între noi, apucă chiar ora 23 și jumătate, pentru că ai foarte multe să ne spui. Așa, dacă poți, în câteva cuvinte, să schițezi cam care este tematica acestui curs pe care tu acum îl susții în Craiova. Tematica este una foarte interesantă și pentru mine, pentru că reprezintă un studiu al meu de mai mulți ani asupra acelor lucruri de care vorbim toți, dar foarte puțin înțeleg esența lucrurilor și foarte puțin le pătrund în adâncime. Dezvoltarea spirituală. Adică, ce este dezvoltarea spirituală? Dacă ea există, dacă există, în ce condiții se poate realiza, în ce condiții nu se poate realiza niciodată, care sunt instrumentele cu care trebuie să operăm, care sunt riscurile la care ne expunem când facem această dezvoltare spirituală sau chiar și dezvoltarea personală, pentru că în orice mișcare sau orice tehnologie, orice n-am face în viața respectivă, da, chiar dacă clădim un zid, trebuie să știm că există totdeauna și o tehnică a securității muncii. Chiar când lucrăm la nivel fizic, dar apoi când lucrăm la nivel mental sau când lucrăm la nivel spiritual, spunem așa, acolo cât mai mult există tehnici de securitate a muncii. Astfel făcând, pentru că făcând tot adică ne poate face și rău. Evident, toate lucrurile, adică acum, de punct de vedere profund, așa, să spunem, noi eu nu percep lumea sau elementele lumii ca fiind, având, făcând parte din bine și rău. Mm-hmm. În general, în univers nu există noțiunea asta bine și rău. Există lucrurile pur și simplu, lucruri. Acum, noi de multe ori confundăm plăcutul cu binele și neplăcutul cu rău. Dar nu tot ce nou ne place este și bine. Și nu tot ce nou nu ne place este și rău. Sau câteodată confundăm bucuria cu plăcerea. Da, cum confundăm și asta foarte grav, chiar bucuria cu plăcerea. Una este plăcerea, care din plăcere în plăcere noi putem să ne scurtăm și viața. Corect. Dar da, din bucurie în bucurie viața nu va face decât ne vom continua, ne vom lungi, o să spunem așa. Dar cum am putea diferenția bucuria de plăcere? Că, practic, se pare că au un sens pozitiv, așa, din punctul nostru de vedere. Este vreo diferență? Și care ar fi diferența? Există foarte mare diferență. De exemplu, orice activitate de noastră poate să reprezinte și o plăcere și o bucurie. Asta e cel mai important, adică e foarte bine când așa ceva se întâmplă. Dar, uite, de exemplu, a consuma alcool poate să fie o plăcere pentru cineva și credeți-mă, pentru ei chiar asta și este. A, nu știu ce, consuma droguri. Da, e o plăcere. Este tot o plăcere. Dar din plăcerile respective nu fac nimic altceva decât să-ți scurteze viața. Pe când bucuria este o trăire mult mai profundă, nu ține doar de corpul nostru fizic, de acele senzații sau care ne le oferă corpul, ci e ceva mai mult, adică bucuria este o trăire spirituală deja. Pe când plăcerea de cele mai multe ori este o bucurie fizică pur și simplu, legată de organele noastre de simț,
Uite, a mânca poate să fie pentru cineva o plăcere, dar mănâncă atât de mult până când deja asta îi dăunează. Exact. Pe când, de exemplu, bucuria este cu totul altceva. Nu cred că un om, de exemplu, poate să fie copilul, vine de la școală, aduce note bune. Asta da. Poate să fie și o plăcere și o bucurie, și o bucurie foarte mare. Uh-huh. Mergem la un spectacol de teatru, de exemplu. Acolo întâlnirea noastră cu oamenii, chiar din preajma noastră sau cu acei actori, poate să fie o mare plăcere, uh-huh, a-i revedea, dar și o mare trăire, adică o mare bucurie în a te înfrupta din ceea ce ei împărtășesc nouă de pe scenă. Adică bucuria, să înțeleg eu, este pe termen mai lung. Mai lung, și se memorează și, spunem așa, niciodată nu este asemănătoare. Când plăcerile de fiecare dată sunt cam la fel. Cam la fel, exact. O să rog să-mi spui dacă această dezvoltare sau, practic, evoluție spirituală se potrivește fiecăruia, este pentru toți, sau noi ne autoselectăm. Cum am ști dacă eu pot să merg pe calea evoluției spirituale? De unde aflu eu lucrul ăsta? Da, nu trebuie să ne punem astfel de întrebare, pentru că evoluția spirituală, ea oricum există. Numai că unii oameni, cumva spunem, se dezvoltă individual și cumva înaintează în fața turmii, dacă putem spune așa, pe când ceilalți se vor dezvolta oricum, fie că vor, fie că nu vor, numai că o vor face asta prin suferință, pentru că îi vor împinge însăși viața, adică mecanismele care fac ca procesele, inclusiv sociale, psihologice, noile descoperiri, viața în sine se modifică tot timpul, merge așa ca un tăvăluc înainte, către un scop bine determinat de către Creator și vrei, nu vrei, mai devreme sau mai târziu, valul respectiv împinge mulțimea oamenilor colectiv spre o dezvoltare spirituală colectivă. Nu totdeauna ea este plăcută. Asta poate era, să fie, niște riscuri, poate, niște obstacole, mă gândesc. Ori te dezvolți tu și mergi înainte și coincizi cumva tot timpul cu linia trasată de însăși Creatorul, adică către o linie acolo, către un scop, adică axa asta trebuie să fie aliniată, abia atunci omul este axat, sau vei face acea dezvoltare oricum, dar o vei face colectiv. Colectiv asta înseamnă pe mecanisme destul de dureroase, poate să fie, nu știu, uite, războaie, de exemplu, foame, alte cataclizme naturale, care au până la sfârșit în interiorul lor și funcția de dezvoltare spirituală, după anumite trăiri foarte neplăcute. Poate să se schimbe viziunea colectivă asupra realității foarte rapid. Pentru noi toți. Da. Tu spuneai la curs că schimbarea, și bineînțeles că observăm cu toții, avem foarte, foarte multe informații din toate părțile, pe toate canalele, și că și schimbarea, practic, se întâmplă cu o viteză mult mai mare. Evident, asta observăm fiecare dintre noi. Cu ce viteză se dezvoltă tehnologia, IT-ul, de exemplu, odată la 8 luni apare altceva tot timpul și noi trebuie să ținem pasul cu lucrul respectiv, altfel rămânem în urmă, inclusiv și ca viziune asupra realității. Cel omul care are o viziune asupra realității cât mai adecvată face mai puține greșeli în cursul vieții, pentru că cumva cunoaște tehnologia vieții, raporturile de forță, știi, cunoaște semnele de circulație prin viață, să spunem așa. Este. Cei care rămân în urmă, în dezvoltarea lor, au o viziune greșită sau falsă asupra realității și din cauza respectivă ei tot timpul se dezamăgesc. Lucru care este foarte bine. Că, adică până acum erau amăgiți. Da, acum. Până atunci erau dezamăgiți și trebuie să se bucure când un om sau o situație sau ce știu acolo îi dezamăgește, că le mai dispare câte o iluzie. Dar vedeți cât e de dureros te desparți de propria iluzie. Corect. Pentru că până atunci tu aveai ceva, aveai măcar o iluzie, o paradigmă falsă, greșită asupra realității, dar tu o aveai. Uitați-vă, acum ai pierdut-o și pe asta, dar în loc încă n-ai pus nimic și sunt acolo în gol. Uite, exemplu, la toți le se bagă, deja tot oameni de știință, de mult știu că omul nu provine din maimuță, dar asta se predă în continuare ca fiind paradigma, spunem așa, general acceptată, se predea și în școli. Gândiți-vă că mâine pe mâine cineva o să vină și o să le iei paradigma respectivă, dar alta înapoi n-o să le pună. O să fie... Atunci o să rămână un gol și o să producă un haos social. Așa că psihosociologii cunosc bine lucrurile respective. Până când societatea nu e pregătită încă să le dăm o altă paradigmă, e bine să o păstreze pe ea chiar dacă e falsă.
Acum ce se întâmplă? Unii oameni din mulțime încep să înțeleagă că parcă nu ar fi chiar așa. Poate Freud provine din maimuță și neamul lui, ce știu eu acolo, eu sigur știu că așa, nu, dacă urmăresc genealogia până în capăt, arborele acolo o să ajungem undeva la niște lucruri foarte interesante descrise în Bhagavad Gita, descrise în capitolele legate de război oamenilor cu zeii, de o mulțime de lucruri care real cândva s-au întâmplat. Dar cu toate astea trebuie să mai păstrăm încă paradigma respectivă asupra realității, pentru că pe bună dreptate populația globului, spunem așa, nu vorbim numai aici de români, ci populația globului total, în media sa, statistică, așa, încă nu este pregătită de a înțelege o altă viziune asupra realității. Acum aș vrea să te întreb dacă tu consideri că în evoluția asta rapidă, în dezvoltarea asta extrem de sufocantă, procesul de dezvoltare personală are un impact pozitiv, în sensul că eu pornesc pe calea asta de autocunoaștere. Nu este, cum vorbeam, nu este un proces simplu, dar mă ajută să trec eu altfel, să învăț niște lecții, să trec altfel prin tumultul ăsta de schimbare. Are de trei mari pași: adoptarea schimbării, acceptarea și apoi adaptarea la schimbare. Mm-hmm. Mă ajută să mă adaptez. Orice om care deține o cunoaștere este deja prin însăși deținerea acelei cunoașteri, dar nu una falsă, ci una cât mai adaptată realității, este mai puternic, este mai adaptat numai prin deținerea acelei informații. Mai departe, el poate să facă ceva în direcția respectivă sau nu, dar atunci când nu face cu el sau în jurul lui ceva, el observă că se produc anumite efecte, tocmai din cauza deținerii acelei cunoștințe. Are instrumente cumva de cântărire, de comparație, își dă seama că știe, dar nu a făcut. Și atunci, pasul următor, ca să evite durerea sau neplăcerea, va trebui obligatoriu ceva să acționeze în direcția lumii sau în direcția sa. Evident, un om informat face cât 10 necunoscători. Un om bine informat valorează cât 100 de prost informați. Un om bine informat valorează cât 1000 sau 10.000 de dezinformați. Dar dacă avem doar informația, că acum foarte mulți clienți de-ai mei, foarte mulți prieteni, colegi, mă rog, cunoștințe, merg la cursuri. Da. Merg la seminarii și apoi vin la mine la cabinet și spun: doamnă, mă duc la cursuri, am citit tot felul de cărți motivaționale, de dezvoltare personală, dar în viața mea nu se întâmplă nimic. Gândesc pozitiv, că am văzut filmul Secretul, că am citit cărți și gândesc pozitiv de 3 luni. Da. Ca idee. Dar nu mi se întâmplă nimic, ba din potrivă, mai pierd. Simt că pierd și timpul tot mergând pe la cursuri. Ce ar trebui să facă un om care merge, citește, studiază? Mai e ceva de făcut? Mai e foarte multe lucruri de făcut, lângă faptul că am văzut un film, 2, 3, 10, 1000 sau am citit niște cărți. Este nevoie ca acea informație să devină, să o interiorizăm, apoi să o internalizăm, adică să devină parte din noi. Și după aia a ști înseamnă a putea înseamnă a face. Dacă am citit 100 de cărți, dar n-am experimentat niciodată nimic în direcția respectivă, este ca și cum n-aș fi citit. Am adus în capul meu doar niște informații care, dacă nu sunt bine structurate, nu sunt bine construite, ele pot să și smintească. Imaginați-vă în felul următor. Poți citești 10 cărți despre cum e construit motorul și cum se face și se desface. Dar dacă n-ai pus mâna pe chei să-ți tragi zgârieturile necesare, să tragi acolo, să împingi, să răsucești, nu o să poți face un motor, cât de simplu ar fi el, de moped, și să-l să-l refaci la loc, niciodată. Pentru că va trebui să pui mâna, să te mordărești acolo, să lucrezi efectiv. Abia atunci informația, tu ce faci în momentul ăla? Nu faci nimic altceva decât începi să întruchipezi acea informație în propria ta viață. Oamenii sunt ființe leneșe, ei cred că dacă au citit o carte sau au mers la un curs, gata, viața lor se le va schimba nefăcând nimic. Nu. Asta doar este o nouă informație. Acea informație trebuie sintetizată. Adică să ne intre în celulă, cumva. Ne intre în noi. Și pentru asta și trebuie să o practicăm. Pentru asta e nevoie de o anumită perioadă de timp până când noi devenim acea informație și acea informație devenim noi. Dar asta se întâmplă numai atunci când a ști înseamnă a putea înseamnă a face, a practica.
Așa e ușor de spus. Ei așteaptă oamenii minuni. Că dacă am citit gândirea pozitivă... Da, mulți oameni spun, domne, gândesc pozitiv. Gândirea respectivă, adică de foarte multe ori psihologic vorbind, gândirea aia de care vorbesc ei, gândirea pozitivă, este născută dintr-o trăire foarte negativă. Încearcă cu o gândire dintr-o pozitivă. Dintr-o trăire negativă încerc să gândesc pozitiv cu gândul că poate se îndreaptă problema mea sau... Nu se îndreaptă nimic. Poate abia reușești cu o gândire ca și cum pozitivă să acoperi o trăire sau o frustrare, spunem așa, negativă. Adică acoperi o groapă. O ascund. Cumva o ascund supraș așa și eu gândesc pozitiv. Eu vă spun din punct de vedere psihologic sau legat de rețelele neuronale, a gândi în general este un lucru foarte, foarte complicat. Consumă foarte multă energie și produce foarte mare bătăie de cap, spunem așa. Oamenii fiind ființe lene și tinzând să meargă pe calea minimă rezistență, ei așteaptă minuni. De aia vin la psiculog sau undeva și domn psiculog sau domn doctor, faceți ceva acolo. O magie ceva, un discânte cu vrăjitorii, ceva acolo, că eu după aia trăiesc mai bine. Nu se va întâmpla așa ceva niciodată. La fel de real, asta nu se va întâmpla niciodată, cum mai fi dus o mașină, de exemplu, într-un service și ai spune, faceți-mi ceva la mașina mea, dar de mâine ia să aibă 700 cai putere în loc de 200 ceva. Nu se va întâmpla așa ceva niciodată. Trebuie să faci acolo o serie de modificări fizice, energetice a mașinii, informaționale. Trebuie să schimbi o mulțime de lucruri. Trebuie să schimbi programul computerului de bord. Toate sunt la fel și la om. E foarte simplu să-ți dai seama de chestia asta dacă învățăm să gândim în analogii. Pentru că și noi suntem o analogie, nu suntem un biorobot. Corect. La fel funcționăm aproape după aceleași legi, în mare parte, ca și computerul de pe masa ta. Avem și noi un hard, avem și noi un soft, avem și noi virus, avem și noi tot felul de chestii. Apoi, a gândi este o capacitate a, spunem, a sistemului nostru cognitiv foarte mare. Nu dețin chiar toți, majoritatea oamenilor folosesc șabloane cognitive atipare. Și tipare, șabloane comportamentale, atitudinale, cognitive, împrumutate de la părinții noștri. E foarte greu să scapi de șabloanele respective. Dar sunt șanse? Sunt, dar munca este foarte grea. Gândiți-vă, iar o să ne mirăm într-o situație, că vorbim de dezvoltare spirituală. Uite, până acum eu am niște șabloane comportamentale, stereotipii, pe care le rulează aproape automat în prima secundă când intri. Frunze verde și olalea, automat vine ceva după lucrul respectiv. Adică gândim, de fapt, de multe ori în termeni de fisă de alea. Uite, undeva pe Facebook asta se vede, de exemplu, cel mai bine. Tu vii și spui ceva și omul vine cu moneta lui cu doi bani care trebuie să spună el părerea și să simte bine dacă el a băgat fisa lui acolo. De obicei, toate fisele care le bagă acolo, psihologic analizate, sunt stereotipii. Așa au vrut Dumnezeu. Știi tu ce a vrut Dumnezeu? Sau așa vrea așa Dumnezeu? Viața, tu nu te cunoști pe tine însuți, tu ai pretenția că știi și ce gândește deja Dumnezeu. Corect. Așa. Sau asta e viața. Știi tu cum e viața? Sau asta e soarta. Sau soarta. Așa, am avut noroc. Sau ghinion. Neînțelegând nici ce e noroc, că dacă ar înțelege ce e noroc, n-ar mai folosi termenul noroc. Apropo, în direcția respectivă, avem o serie întreagă de cuvinte care trebuie să le evităm din discuția noastră, pentru că însăși rostirea lor reprezintă de multe ori o invocare sau trezesc în noi alte mecanisme cognitive adânc ascunse, strămoșești, care nu totdeauna am văzut la cursul Anatol că tu dai altă interpretare, mă rog, cea corectă a cuvintelor. Noi le folosim în virtutea cunoștințelor, unor tipare, a inerției câteodată, așa știm noi. Da. Dacă cu toții am cunoaște sensul cuvintelor, cred că am vorbit poate mult mai puțin sau mult mai gândit. Evident. Și am folosit cuvintele exact pentru ce în coincident, adică în conformitate cu ceea ce ele reprezintă și cu sensul lor. Altfel, lucrurile devin destul de complicate, pentru că noi, dacă nu le înțelegem sensul cuvintelor și doar le folosim, asta nu înseamnă că subconștientul nostru sau vibrația pe care acel cuvânt o produce se va modifica în conformitate cu ceea ce credem noi despre acel cuvânt. Nu el va produce exact aceleași vibrații și aceleași efecte pe care le are în esența lui cuvântul. Cuvântul. Spune ceva ieri de cuvântul interesant, dacă mi-aduc eu aminte. Dar nu numai cuvântul interesant, este interesant. Trebuie să evităm cuvântul respectiv. Trebuie să spunem, este ceva util, este ceva important, dar nu interesant. Că asta este interesant, trebuie să spunem, interesul
ant, anților, dar știm cine sunt anții și ce interes au ei față de noi. Și aici nu o întreagă poveste noi. Și... Tot așa și când spunem, este important. Dacă e important, așa, atunci importează. Așa, da, exact. Uite, asta nu e important, sau asta e exportant, am putea să spunem. Da, da, sunt lucruri importante, importează-le. Dar importează-le cu totul, nu numai ceva ce îți convine, importi, și restul nu ți-mi convine, atunci noi să ai materiale cu care să faci, nu știu, la ieșire trebuie, aici introducem ceva, la ieșire, ca dintr-o fabrică, să produce ce, este un produsul produs finit, practic, exact. Dacă aici am introdus jumătăți de măsură, nu o să avem o mobilă finită la capăt acolo, ceva o să lipsească. Exact, exact. Acum, dezvoltarea personală ca și proces se potrivește adulților, dar te întreb, eu fac consiliere și cu copiii, când ar fi o perioadă sau care ar fi perioada potrivită sau vârsta, ca să zic mai clar, potrivită pentru copii, pentru a veni la aceste cursuri de dezvoltare personală, pentru a pleca pe acest proces de autocunoaștere? Nu știu, trebuie. Dezvoltarea personală în modul cel mai subtil spus începe în viața intrauterină, când acolo poate începe. Am nenumărate cazuri de genul respectiv în care doamnele care au fost la un curs pe tematica respectivă și care mai târziu au rămas însărcinate și au înțeles foarte corect, ele au devenit și mai responsabile cu propria lor sarcină. Adică femeia devine însărcinată, ea are o sarcină. Mm-hmm. Nu gravidă. Sarcina respectivă trebuie nu gravidă, nu borțoasă, nu grea. Da, 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 corect. Are o sarcină. Sarcina respectivă este cosmică, este divină. Ea acolo construiește în interiorul ei ca într-o fabrică după un chip. Mm-hmm. Și acel chip, fiecare celulă îl întruchipează, așa, creează un viitor, spunem, om cu anumite caracteristici, abilități. Și încă acolo poate începe educația. Uite, de exemplu, o doamnă spunea că ea cât a fost gravidă, pur și simplu punea muzică și având o boxă mică, o punea chiar pe burtă. Uh-huh. Cu dorința ca copilul ei acolo să asculte muzică clasică. După naștere, cum apărea muzica respectiv, copilul imediat se liniștea. Adică ea... Că deja el preluase informația, Adică muzica respectivă, el o asociat-o cu viața intrauterină. Acolo era raiul, acolo totul gratuit, ești protejat, un cordon umbilical. După ce ne-a născut, viața s-a transformat brusc printre el, un stres, așa. De fapt, el a murit cumva ca fet. Da, ca să se renască într-o altă... Și s-a născut ca și copil sau ca fet. Ca și copil. Bun, și în momentul respectiv, el, de fiecare dată când îi dai muzica, el ca și cum se simte din nou în viața intrauterină. Subliminal, ceva de gen. Evident, dar asta știau, spunem, nu e o descoperire sau nu e ceva nou. Lucrurile dar noi astea nu știm sunt cunoscute astăzi. De mii de ani. Nu știu câte mămici astăzi fac viața nu intra. Nu fac, pentru că majoritatea de astăzi femeilor, spunem așa, își doresc să aibă un copil, dar puțin dintre ele se gândesc dacă vor să fie mame și dacă sunt pregătite să fie mame. A fi mamă este ceva foarte responsabil. Da, a face un copil, face orice. Nu durează orice femeie din lumea respectivă. Numai că lucrul cel mai interesant este că dacă te uiți la o femeie din natură, pisică, de exemplu, se vezi că ea se ocupă foarte strict și mult în a-și educa copiii săi să vâneze, să se lupte, să se antreneze în permanență, să aibă musculatura formată, să aibă scheletul viața. Le aduce de mâncare, asta e una. Dar pe urmă învață să vâneze, chiar ea însăși personal să lupte cu ei, să joacă cu ei, învață să fie, să atace, să pândească. Ei, dacă spunem așa, femeia umană, că dacă suntem totuși animale specii, sociale, așa, femeia umană își dorește mai nou așa, numai să aibă un copil, ca și cum mai avea un frigider, ca și cum mai avea ceva. Un bibelou sau ceva. Exact. Dar când ajunge să-l educe, adică să-și joace corect și de plin spiritual, psihologic, rolul de mamă, se trezește că habar nu are. Corect. Și atunci, cine îl educă pe cel copil? Oricine. Cineva să mă ajute. Bona, grădinița, grădinițele, slavă Domnului, că acum apar o serie întreagă de grădinițe private care cu tot sufletul oamenii de acolo încep să fie mai deschiși, caută metode, ele sunt peste tot și începe să construiască noi jocuri cu acei copii. Uh-huh. Încep să înțeleagă că copilul se dezvolte și cunoaște lumea prin joc și poate să-i construim atâtea jocuri în care plăcute, cu vesel, bucuriile joci, dar îți dezvoltă instinctul, îți dezvoltă simțurile, îți dezvoltă cogniția, îți dezvoltă atenția, îți dezvoltă concentrația. De concentrare, și dacă lucrurile astea nu le dezvoltăm în primii 9 ani de zile,
da? Da. După aia tot deci restul vieții. Deci în primii 9 ani de zile. Nu le dezvoltăm, adică aparatele psihoenergetice la un copil, creierea și în general în dezvoltare. Da. Dacă nu le dezvoltăm în primii 9 ani de zile, s-a terminat procesul de 9 ani de zile, accesul la acele lucruri mai târziu devine foarte îngreunat spre deloc. Adică uitați-vă, dacă un copil nu l-am învățat să vorbească în primii 9 ani de zile, da, după aia noi nu putem învăța, cu timpul genetic s-a scurs pentru a învăța vorbirea articulată, după aia el va gânguri toată viața lui, dar nu va putea vorbi. Adică toate la timpul lor. Toate la timpul lor. Dacă de la 7 la 14 ani nu l-am învățat pe copilul respectiv să facă mișcări complexe, să-și stăpânească a corpul în spațiu, adică tot felul de salturi, tot felul de rostogolini. Da. Adică educație fizică. Fizică, să cadă, să se ridice, să cadă corect, să nu cadă ca stâlpul, să-i zboare creierii, da, ci da, să da, cadă, să rostogolească, să facă tot felul de lucruri, la 7 la 14 ani, să urce, să... Asta nu va învăța pe urmă niciodată. O să trezim cu o generație care n-au făcut educație fizică și sport deloc în școală și pe la 70 de ani, mărgând dacă le alunecă piciorul, o să cadă ca stâlpul. Da. Corect. O să se deșire ca mărgelile. Cred că la 20, că deja se pare că evident din că efectele respective nu apar într-o secundă și anume la 70 de ani. Ele și-au început încă după 14 ani, de aici nu se dezvoltă corect sistemul endocrin pentru că nu a fost forțat, de aici nu se dezvoltă corect musculatura, de aici nu se dezvoltă corect circulația sanguină, venele n-au învățat să se delate și să se îngusteze datorită presiunilor, pe urmă, dar de mâncat mănâncă, venele lor se vor atrofia din punct de vista, vor deveni niște furtuni casante așa, care odată lovite sau și spart. Și uite așa practic afectează sănătatea. Așa practic ne ducem propriul nostru popor către așa un fel de spunem, îl împingem spre boală. Spre boală, da. Da. Bolnavi și ce vreau să spun apropo de educația fizică de copii, părinții încă, sau nu știu dacă cât de mult conștientizează importanța, pentru că eu văd la școală. Deci educația fizică nu mai are prețul pe care l-avea și acum, cred că nu mai are ceva pentru, ani. Pentru asta sunt... Dar nici copiii nu mai pun preț. Copiii, nu putem să dăm vina pe copii, pentru că, spunem așa, copiii trăiesc într-un spațiu social. În acel spațiu social există anumite presiuni, ori nu există. Da, da. Dacă aplicăm asupra copilului în dezvoltare, el de unde? El are 10 ani, de unde el să știe ce o să-i se întâmple pe viitor dacă face sau dacă nu face ceva? Dacă lăsăm de capul lui, el va face Da, părinții îl duc la curs de chitară, curs de balet, curs de tenis, la tenis, la cursuri de engleză, de franceză, de germană. Adică copiii în ziua de azi au un program extraordinar de încărcat. Da. Aleargă de la un curs, de la un sport la altul. Ca, evident, și nimic din toate astea nu le face poate plăcere, pentru că așa vor mamele, sau pentru că așa vor, ce știu, familia. Nu. Degeaba face multe și cu nimic nu va rămâne. Trebuie găsit exact care sunt caracteristicile acelui copil, care sunt punctele puternice lui, care puncte sunt slabe. Și dacă aș fi eu, de exemplu, și văd în el calități artistice, păi mai bine prefer, și lui o să-i placă asta, mai bine prefer să-l duc către pictură, de exemplu, și va deveni un mare pictor, decât să încerce toate și în timpul ăsta nici pictura nu va dezvolta-o în el, nici talentul către pictură. Omul poate să aibă un talent, două, pe alea le accentuăm, nu poate să devin bun la toate, de aceea aleargă și acolo și acolo și acolo, că nu va rămâne cu nimic din chestia asta. Dar unul, dacă are aptitudini și inclinație către muzică, îl orientăm, îl motivăm să ducă încolo, pentru că ăsta nu e obligatoriu să devină meseria lui, dar însăși faptul, el va crește și va ști să cânte bine la gitară și în felul respectiv îl va ști să-și domine în jurul lui un cerc întreg de prieteni să se ridice asupra lor într-un fel prin talentul lor, înțelegi? Adică îi va da în viață o prioritate undeva. Acum, și o bucurie, o plăcere, o bucurie. De a face ce-ți copiii place. N-au nicio vină, nici într-un fel, pentru că, spunem așa, dacă copilul, sunt așa numiți copii maule, pe care au găsit prin pădure, prin părăseți, au crescut animale. Uite, acolo au existat o anumită presiune a naturii și a acelui mediu unui copilul crescut. Acea presiune l-a modelat pe acel copil să trăiască ca ursul, de exemplu. Exact. Așa. Și a preiei de acolo prin mimare și prin adaptare toate comportamentele urșilor, de exemplu. Dar copilul trăiește într-o societate umană, prin urmare societatea asta, cei maturi trebuie să conștientizeze încotro să îndreaptă civilizația în general, încotro cam care vor fi modificările lumii, nu acum,
ci peste 20 de ani, pentru că noi acolo îl pregătim pentru acel copil, da, când exact. Va ajunge la 20 de ani, el va deveni ființă socială, spunem așa, independentă, da. Și va trebui să activeze cumva în planul ăsta social. Dar pentru asta noi trebuie să-l pregătim, adică trebuie să-i dăm instrumentariul necesar, trebuie să-i dăm paradigma necesară pentru asta. Corect. Trebuie să-i creăm instrumentele, tot. Da. Trebuie să-l pregătim, adică să-l înzestrăm sau spunem să-l înarmăm. Corect. Cu arma cunoașterii. Corect. Corect. Și cu armele legate de abilități, capacități, astfel încât când va ajunge la 20 de ani, lumea va fi așa cum va fi, el se poate fi integrat acolo foarte ușor. Corect. Și nu numai, ci imediat se poate activa în acea lume, spre a o modela sau spre a se manifesta pe el însuși în acea lume, cu se toaletele sau cu munca. Exact. Dar dacă noi nu producem presiunile, nu exercităm presiunile corecte, educaționale, morale, disciplinare inclusiv, corect. Că asta e una dintre problemele cele mai mari acum. Așa, nu știu de ce astăzi părinții au încurcat foarte mult, adică știu de ce și cu ce ocazie și cine e interesat în așa ceva, dar toți astăzi încurcă pedeapsa cu bătaia. Una este pedeapsa și copilul trebuie pedepsit. Uite, chiar discutam, aș vrea să faci tu un pic diferența, adică ce înseamnă să-l pedepsesc pe copil. Sau toți părinții zic, nu, copilul meu este foarte sensibil, nici măcar să nu fie atins, adică să lăsați așa cum vrea să fie. Din, tu, ca și adică psiholog, să nu produci asupra lui niciun gen de presiune, exact. Nici într-un fel, adică nu este așa un bot de lut și lăsați-l așa. E că nu o să crească mai mare, botul ăsta de lut nu o să aibă nicio formă, nu o să fie util nimănui. Nu sculptăm din el nimic. Cum să suntem totuși într-un secolul 21, pedeapsa nu se mai cade? Cum să pedepsim un copil astfel încât domnule, eu la fiecare pas, dacă încarc cu legurile ce curat, se primesc cu pedeapsă. Material, de oricare natură. Pedepsele sunt peste tot. Dacă merg prin câmpul deschis, cu furca așa, pe umăr și atunci începe ploaia, am toate șansele să iau o pedeapsă capitală. Corect. Din propria mea prostie, peste tot există numai pedepse. Noi trebuie să știm lucrurile respective și atunci eu nu vorbesc și nu am spus niciodată, nicăieri, că trebuie să exercităm violența asupra copiilor. Nici vorbă, da. Așa, eu trezit, tată bate și mama bate și copiii din care nu știi nici el de ce, că e nebun sau că e beat sau că ceva de felul. Că obosit, sau... Exact, sau nu știu ce frustrări. Știi că de multe ori se întâmplă așa. Înainte de a apare copilul, bărbatul se bătea cu femeia lui. După ce a apărut copilul, acum împreună, prietenos, își bat copilul. Da. Așa, își varsă frustrările pe el. Nici într-un fel așa, nu facem decât schilodim acel copil și întreaga lui structură psihoenergetică, nu numai psihologică, ci și energetică. Da. Dar copilul, când începe, pentru că el nu are limite, el întinde să exploreze lumea până la maximum, bă, te vei trezi la un moment dat că fără presiune, adică fără pedeapsă, copilul va lovi-o pe mama în ochi, de exemplu. Da, o jignește. Sau o jignește cu cuvinte diferite. Tata stă și se uită și râde. În felul respectiv îi arată copilului că are dreptul să mărească limita și mai mult. Poi mâine o să-i zică mamă, vaco, o să-i zică cuvinte urâte, da. O să o lovească de la pumn cu piciorul deja. Și parcă asta totul în joc și parcă copilul e nevinovat. Nu, uite, cu nevinovăția asta și cu accepțiunea asta, că poate face, va trăi. Poi mâine te va lovi și mai mult, dar nu numai pe tine. Deja el știe dacă poate lovi pe mama, atunci el la grădiniță undeva o să-i lovească cu tot mai mult ușurință alții. Și el însuși generează ce? Violență. Pentru că tata în acea familie nu i-a pus acelui copil o limită. Cum ar fi limita aia? Cum ar fi pedeapsa? Cum ar trebui așa să sune? Așa simplu, uite, de exemplu, băiete, ia venit cu acel lângă mine, băiete, cum îl cheamă acolo? Uite, tate, eu sunt tate tău, eu te iubesc foarte mult. Nu vreau să te pedepsesc niciodată, nici într-o fel, tocmai din cauza că te iubesc. Chiar poți să-i spui, suntem doi bărbați în familie respectivă, eu mai mare, tu mai mic, și trebuie să existe o ordine și o disciplină. Dacă îi mai spui lui mama ta o dată proastă, da. Sau va urma o pedeapsă dinainte. Atunci nu e niciun fel de pedeapsă, nu e niciun fel de violență, nimic. Da, corect. Dinainte. Dacă îi mai spui cu mami tale încă o dată așa, ne înțelegem. Primești, nu știu, două cureli la fundul. Sau cum era? Pe vremea regelui sau de exemplu. Până, ai greșit?
Erai conștient? Da. Înțelegerea era foarte clară, profesorul spunea. Dar știam pedeapsa, adică știam să nu fac lucrul ăla. Exact. Profesorul spunea, dacă mai faci o dată așa, sau mănânci în timpul orei, sau te uiți pe geam sau ceva, da, sau da, n-ai știut, sau nu, pentru că n-ai depus efort, sau eu acum am spus ceva și tu erai în altă parte, ce-am spus? Și nu știi ce am spus acum, în secunda asta, tu erai cu capul în altă parte. Da, da, da. Întindeai mâna frumos, o știai pedeapsa din timp, profesorul îți dădea două peste mână. Te trezeai imediat la realitate și știai limita, până aici. Adică poți să te uiți pe geam, dar totuși să auzi ce spune, dacă n-ai auzit ce spune, atunci până aici. Exact. E, și uite, oamenii aveau anumite limite. Astăzi trăiesc fără de limite. Fără de limite beau, fără de limite se prostesc, fără de limite nu știu ce, și apoi se trezesc la un moment dat când mamele al aduce de 20 de ani pe unul de ăsta fără sau pe una fără de limite ca să-i pun limite eu. Ca exact. Psiholog, practic asta este imposibil. Păi aici se ajunge la psiholog. Păi da, că el și ca la psiholog când vine spune, ce vorbește fraierul ăsta acolo, domnule? El stă și te ascultă, de, că mama e aici. Și că m-a adus. Da. Și dacă nu mă veneam, nu-mi dădea pe urmă mama ceva, o compensă, adică nu-mi dădea bani de benzină la mașină sau ceva. Uite, Anatol, recompensele tind să fie din ce în ce materiale. Dacă ești cu minte și te califici la nu știu care concurs, olimpiadă, îți voi cumpăra, nu știu, o jucărie, un laptop, o tabletă, haine. Deci, este ok cu recompensa aceasta materială sau sunt și alte genuri de recompense? Uite, mergem la teatru împreună sau petrecem împreună o zi. Care e părerea ta? Cu recompensele trebuie să fie afective, emoționale, nu materiale. Dacă mult timp o compensăm copilul nostru cu bunuri materiale sau cu avantaje materiale sau cu servicii, nu știu ce, o să vină obligatoriu timpul, dar obligatoriu. Când acel copil o să numerească în pușcărie și acolo nu o să trebuiască să facă o serie întreagă de lucruri, dar nu o să primească nicio compensație materială. Corect. Niciuna. Pentru că dacă aici foarte mult ai cunoscut ceva, e obligatoriu, va trebui să cunoști și umilința mai târziu. Dacă ai cunoscut foarte mult yang, va trebui să cunoști și yingul. Dacă ai cunoscut foarte multe slavă, va trebui să cunoști și foarte multă înfrângere. Și uite acolo și va nimeni, tocmai din și smerenie, tocmai din cauza că el tot timpul a fost recompensat material de mic, odată va crește și va dori așa de multe recompense de la stat, de la oricine altcineva, că obligatoriu va face o prostie. Și în momentul respectiv va nimeri într-un penitenciar unde acolo va trebui să facă o sumedenie de lucruri, dar nu va primi nicio compensă materială. Va fi bucuros numai să nu-și o iei în cap. Corect. De la ceilalți din jur. Adică va fi bucuros să-și cunoască bine pătrățica și să nu iasă de acolo pentru că oriunde dă peste un teritoriu străin. Și atunci am învățat să trăiască și fără compensații materiale. Exact. Dar noi însă și împingem acolo pentru că ce se întâmplă? Noi, părinții, avem o calificare. Adică părinții, nu mă încadrez acolo, nu eu. Părinții, în general, au un grad de calificare atât de scăzut, încât unora n-aș avea încredere să-l dau spre educare niciun întreținere un cățel, nu un om. Adică, ca să fii părinte, ai nevoie de o calificare în sensul evident ăsta. Aș da o lege, dacă e posibil în țara asta și dacă sunt cu adevărat patrioți, dacă cei care mă ascult, sau, o lege, pur și simplu, școala mamelor. Dom'le, statul nu-ți dă niciun fel de ajutor, nu te ajută nici într-un fel, ești pe propria ta responsabilitate dacă în timpul gravidității n-ai terminat școala, și ar trebui să fie și aia de vreo două luni de zile sau trei, seara de seară sau peste o seară, în care să te conștientizezi, să te învețe cineva ce se întâmplă cu tine și ce o să întâmple după. După naștere. Uite, o să vină el pe lume. Ce o să faci cu el? Exact. Poți să faci din el un trădător de neam. Da. Sau să faci un apărător al neamului și a familiei și a tradițiilor și a obicei și a tot ce este bun și dătător de viață. Sau vei aduce pe lume, l-ai adus pe lume, l-ai crescut cum s-a întâmplat, lumea te-a depășit pe tine, îl depășește și pe el și el acum va deveni un distrugător de valori, un reformator în nu știu ce direcție. Ceea ce se cam întâmplă așa, sub ochii noștri. Noi ne plângem că de ce, nu știu, generația, spunem așa, copiii, adolescenții de astăzi sunt excepționale, au calități, dacă ar ști părinții ce calități au ei acolo. Dar dacă nu îi direcționăm, nu exercităm presiune, ei rămân un boț de lut care, cum știți, fiecare care nu a fost lui, ne-a păsat acolo diferite feluri și la urmă iese așa o caricatură. Da, exact. Pe când trebuie să-i luăm corect, dintr-un, știți cum, din același lemn să face și o bâtă și o icoană. Corect. Și o bâtă și o icoană. Din același bol de lut facem și un bolovan dat în cap cuiva sau facem o vază extraordinar frumoasă. Sau sculptăm cu o anumită ceva utilitate. Da, exact. Și o sculptăm anume așa
în conformitate deplină cu structura lui matricială. Nu putem să facem dintr-un anumit copil un, nu știu, un Napoleon, de exemplu, dar din altul nu putem să facem muzicant, da, nu știu, chiar dacă vrem. Sau matematician, nu știu de care. Nu da. Putem, pentru că el este vizual, poate să fie kinestezic, poate să fie auditiv, da. Poate să fie senzorial, poate să fie afectiv. Are un mulțime de caracteristici, dezvoltăm acele care sunt. Nu știu cum să facă, trece timpul extrem de repede și am atâtea întrebări, vreau atâtea răspunsuri. Apropo de să ne cunoaștem copilul, hai, deci ne cunoaștem pe noi, dacă să-mi cunosc copilul, trebuie eu ca părinte, cum spune de școala mamelor, să folosesc anumite tehnici, instrumente, metode. Din toate astea, ce aș putea eu alege ca o metodă de cunoaștere a copilului meu, pentru că atunci să știu ce valori are, ce calități, ce abilități native, să pot, așa cum spuneai tu, să-l ghidez pe calea lui, că suntem unici. Nu trebuie să le știi la o adică. Că părinții de astăzi, ei nu se cunosc pe ei însăși. Credeți-mă, eu lucrez cu materialul clientului, așa cum el este. Adică cu omul vine la mine, cu copilul sau singur sau el, lucrez cu materialul lui. De multe ori, mamele nu știu nici măcar de ce stă cu acel bărbat în casă. Corect. El nu știe cum a ajuns să mărite cu ăla. Nu știe care este scopul familiei lor. Exact. Nu știe a fi nici loială, nici fidelă familiei. În general, eu așa o chestie. Oamenii își doresc ceva total exterior. Bani, altceva. Uităm de lumea lor interioară. Corect. Uităm că fericirea în ei, nu într-un bun material. Toți aleargă după ceva, uitând total de ei și de asta micul. Corect. Crește el. Dar copiii să știi că crește, simt deja. Crește oricine. Nu tu îl crești, el crește singur, îi dai de mâncare și dacă nu îi dai, își găsește el acolo undeva și nu moare, adică de crește. Foame. Da, crește. Dar a educa este altceva decât a crește. A Corect. Forma este totul altceva decât Corect. A educa. A împărtăși este altceva decât a influența sau a exercita influență educațională asupra lui, mentale, colective și rest. Dacă nu știe părintele, nu știe, pentru că a trecut, așa au apărut după 89 o civilizație de oameni care doresc total altceva, contrar ce-și doreau altă dată, nu mai au nicio atenție, nu mai acordă importanța anumitor lucruri care reprezentau, uite, nu din mult, în comunism, de exemplu, valori umane, normale, exact. Nu legate de sistem, legate de valorile interacțiunilor umane. După revoluție de s-au strâmbat în așa hal, încât deja au devenit non-valori. Non-valori, nu da. Ne mai regăsim. Și acum stau și mă gândesc, domnule, cine erau nebuni? Ăia că aveau anumite lucruri care erau, sau ăștia care le-au pe altele cu tot opus. Astăzi noi rescriem istoria, domnule, adică lucrurile care cândva le apreciam și le eram cunoscute ca valori a românismului, orice vrem noi acolo, astăzi sunt eu prostie, adică ele au fost întâmpite, ele au fost, deja perimate, sunt vechi, așa, perimate, le aruncă. Și atunci mă gândesc, domnule, cine e nebun în civilizația respectivă? Străbunii mei care știau, Corect. Creșteau copii într-un anumit fel, da. Și slava Domnului, erau bărbați adevărați. Și eroi, așa, și luptători, da. Așa, cu care am luptat și în primul război mondial și în al doilea. Exact. Și sau ăștia care nu-i cinstesc pe ea nici într-un fel, din potrivă își bat joc de ea. E că erau niște fraieri că au luptat. Corect, parcă ne pare și rău. Anatol, se spune că cele mai importante două zile în viața unui om sunt ziua în care te naști și ziua în care afli de ce. Pentru a afla de ce, aș vrea să ne spui puțin despre ceea ce înseamnă autocunoașterea din punctul sau din punct de vedere al numerologiei. Tu ești un renumit numerolog și mi-ar plăcea așa în minutele care au mai rămas să ne spui ceva despre numerologie. Eu știu că tu o să revii în Craiova, adică nu vreau să sper. Da. Sau să cred. Știu că vei veni și că vom face și acest curs de numerologie în Craiova la final de octombrie. Telespectatorii pot să intre pe site-ul tău. Da, anatolbasara.ro. anatolbasara.ro, da, pe Facebook voi posta tot felul de, eu voi posta atunci când va fi evenimentul și date de înscriere. Aș vrea să ne spui dacă sunt sigură că da, numerologia practic în ajutorul ăsta de autocunoaștere, atât a mea ca și părinte, cât și a copilului meu, cum putem noi să avem acces la aceste informații din punct de vedere numerologic? Foarte ușor, un părinte care se interesează și care nu este, spunem așa, indiferent, adică nu doar crește un copil, ci îl educă. Exact ca și pe un copac, l-am sădit, el crește. Dar trebuie să știi când să tai, când le știi direcții, dai, să-l uzi, creangă, când să dezvolti încolo sau o pedepsești. Ei, la... direcționez Corect. Copacul respectiv, creșterea, rostul lui cu tot. Ei, una dintre metode este inclusiv și numerologia. Iar părinții care sunt interesați de
aș cunoaște propriul lor copil, dar în primul rând aș cunoaște pe ei cât de puțin, ca să știm eu sunt așa și el este așa, cum interacționăm da, acum. Și potențial am eu și ce e potențial. Da, unde el mă dezvoltă pe mine și unde eu trebuie să-l dezvolt corect. Pe el. Unde interacționăm, unde avem puncte comune, unde avem, nu avem, avem prăpaste, trebuie să clădim un pod. Corect. Ei, numerologia este unul dintre cele mai facile instrumente pentru orice părinte. De ce? Pentru că se învață foarte ușor, nu avem treabă cu algebra, cu geometria, nu știu, avem treabă cu lucrurile elementare, aritmetice, cum ar fi. Exact, adică o știință, poate o disciplină exactă, putem da. Să știm după data de naștere, da. Spune-ne puțin, că mai avem doar 5 minute, spune-ne puțin data de naștere, de fapt despre zic, așa e o discuție de ziua de naștere a fiecare dintre, practic ne ajută să ne cunoaștem valorile. Când ne merim în lumea respectivă, tot trecem prin trei filtre, spunem așa. Uite, din tăi te naștem într-un anumit an. Vinim așa de undeva, trecem un filtru, anul. Am trecut prin filtrul respectiv și venim mai jos. Aici sunt alt filtru, luni. Corect. Atunci nu putem încăpe ca să venim spre într-o chipare decât printr-o anumită acolo, orificiu ceva, da. Într-un anumit filtru. Și filtrul ăsta, așa cum suntem noi ca și caracteristică. Nu putem intra pe nicăieri, ca la jucurile, steluță la, bagi în găurică, circuleți în găurică, ca la jocurile copii. Încăpem așa cum suntem făcuți numai pe aici. Și am nimerit în luna potrivită a noastră. Nu că vrei sau nu vrei. Acolo e potrivit. Acolo să, da. Apoi luna are o serie întreagă de zile. Corect. Și ele au tot diferite forme, caracteristici și capacități. Și noi la fel. Și nu putem trece spre într-o chipare decât într-un anumit filtru, într-un anumit loc, care potrivește perfect cu ceea ce suntem noi. Și am nemrit și în ziua. Și este născut. Important. Și ziua respectivă are anumite caracteristici, evident. Noi am apărut pe lume, de exemplu, eu sau tu, ai apărut pe lume într-o anumită zi, când lumea era configurată anume așa. Corect. Era un anumit număr de oameni, un anumit număr de păsări, un anumit presiune atmosferică. Deci totul era cuantificabil. Tot era cuantificabil. Adică lumea respectivă în care ai nimerit tu era anumită calitate. A doua zi sau peste o oră sau peste a treia zi e cu totul altă lume. În fiecare secundă mor pe pământ, uite acum noi stăm de vorbă, în fiecare secundă pe pământ mor cam 140 de oameni. Doi. Deja sunt 280, 3, deja sunt 300 și ceva de oameni mor da, în timpul da. Ăsta ce vorbim noi. Dacă am 180, se nasc da, în da, același da. Timp. Vă dați seama ce cazan clocotitor. Vin, spirite da, se duc, exact. Se vaporă da. Tot timpul, așa ca ploaia, tot timpul, da, exact. un flux tot timpul. Așa. Dacă punem aici și insectele și animalele și altele care mor în urmă la tot felul de lucruri, existente pe suprafața pământului, inclusiv incendii, e un cazan clocotitor. Da. Ai venit în lumea respectivă într-o dată. Data îți arată exact care sunt calitățile tale interioare, adică felul în care vibrația interioară, felul în care omul ăla gândește, că poți să gândești așa, poți să gândești corect. Diferit, ai capacități diferite, vibrație diferită interioară. Corect, corect. Iar luna ne arată modul în care noi ne vom manifesta în socium, modul cel mai prielnic pentru noi, cel mai favorabil, în care cheltuim cel mai puțin energie, dar rezultatele sunt cele mai mari, pentru că așa am fost creați, să ne manifestăm în plan social. Anul ne vorbește nou despre traseul prin viață pe care noi trebuie să-l atingem în fiecare zi, în da, fiecare da, da. Lună, uh-huh. adică cu calitățile noastre interioare, manifestate în exterior într-un anumit fel, astfel încât noi trebuie să ajungem pe muntele cutare. Dacă corect. Nu avem, putem să avem cele mai bune caracteristici interioare. Dacă în afară nu ne comportăm cum trebuie, noi pe muntele ăla nu o să ajungem niciodată, pentru corect. Că chiar la baza muntelui vine și ceva spune, auzi, fără bocani și tu pe muntele ăsta nu pleci. Cum să urci. Adevărul e că, deci eu constat că această disciplină, numerologia, este a trebuit să o cunoaștem fiecare dintre noi, nu contează vârsta, cu atât mai mult cât atunci când suntem părinți, să ne cunoaștem propriul copil ca să știm către ce să-l direcționăm. Ne ajută foarte mult, da. Cunoscându-i practic numerograma, că știu că așa se numește numerograma, adică data, ziua nașterii, luna da. Și anul. După care omul, făcând o serie întreagă de operațiuni, cunoaște 28 din start, fără mare probleme, pare mare chinuială, 28 de factori de personalitate acelui copil. Testele de psihologie, care conțin vreo 400 uh-huh. de întrebări și nu sunt aplicabile copiilor, pe PF16, de exemplu, deci ăla este mult mai îți amplu. Descoperă 16 factori de personalitate, deci denumirea PF16, 16 da, factori da, da. De personalitate. Pe când avem o analiză numerologică pe care un părinte o poate face în maximum jumătate de oră, jucându-se într-o plăcere, adică imediat el dobândește 28 de factori de personalitate acelui copil al lui. Și nu numai factori
cunoscuți în psihologie sau de care să vorbesc, ci factori în care nici în psihologie și în, în psihosociologie nu se vorbesc, cum ar fi factorii energetici al omului, factorii motivaționali. Despre motivație, în psihologie, 2-3 pagini. Da. Pe când, Anatol, deci este o plăcere infinită a sta de vorbă cu tine, a te asculta așa ore, zile, nopți în șir. Încă o dată vreau să spun telespectatorilor că tu, în octombrie, o să vii în Craiova pentru curs de numerologie și cei care sunt interesați să se autocunoască, să-și cunoască copiii, soțul, mama, tata, sunt invitați la acest curs pe care tu îl vei susține și știu că nu promiți, de obicei nu faci promisiuni, dar e doar o rugăminte ca, deci eu știu că se va întâmpla acest curs, sunt sigură, să revenim în această emisiune și să mai discutăm un pic pe această tematică. Este extrem de interesantă și să nu zic interesantă, că uite, da, deja este un tipar, este utilă, da, utilă tuturor, fiecare da, dintre noi. Eu aștept pe toți cei interesați sau doritori cu mare drag și de fiecare dată când pentru asta se va forma un sens, sunt absolut sigur că ne vom întâlni, chiar dacă nu vrem, în cadrul emisiunii respective sau în oriunde în altă parte în lume, chiar și atunci când n-am planificat lucrul respectiv. Corect. De aia nu planific, spunem așa, pentru că cumva intră într-o competiție ca și cum cu Dumnezeu. Adică să ne lăsăm surprinși de alispitești pe Dumnezeu, corect, nu. Să ne lăsăm surprinși de viața. Da. Mie mi-ar place ca asta să fie, dar până în octombrie se pot întâmpla atât de multe lucruri încât nu mă pot ține nici eu, sau poate chiar tu de promisiune. Da, așa corect. Că ideea mie îmi place, da, o lăs ca ea însă să se formeze pentru asta un sens, iar sensul ne va aduce și ne va întâlni acolo și în acel moment exact pentru a schimba informații cele mai utile într-un fragment scurt de timp decât dacă îl planificăm și vom înțelege corect lucrurile mult mai bine. Adică doi oameni se întâlnesc exact atunci când trebuie. Când trebuie. Și când se creează un sens. Și când se creează un sens. Astfel ne dăm întâlniri în oraș, o să stăm o oră, nu știm ce să spunem, nu știu dacă ești pregătit să înțelegi. Corect. Dar atunci când trebuie, în 5 minute am schimbat informația și am înțeles totul. Încă o dată mulțumesc, Anatol, pentru că ești aici, ești în Craiova, aici la emisiune, te așteptăm cu mare drag și l-ați urmărit pe Anatol Basarab, psiholog, parapsiholog și numerolog.